După luni de căutări și 10 de CV-uri inspectate în vară, gorjenii l-au aleseseră pe Singleton pentru postul de vivot. Americanul de 2 metri și 13 cm a jucat însă foarte slab în amicale. Mai mult nu a scris niciun punct în turneul din cupă de la Sibiu. În plus, Singleton a dat dovadă și de probleme extrasportive, așa că gorjenii au decis să renunțe la el. Este o situație foarte simplă pentru antrenori. Rashard avea un contract foarte bun. Managementul clubului nu a fost satisfăcut de prestația lui, astfel că dumnealui nu s-a putut lupta pentru el. Nicolici a ținut să precizeze că decizia nu a aparținut lui, ci oamenilor din conducere, Dan Cumpănașu și Liviu Țărcă. Ei, asta e. Singleton a părăsit echipa, nu va mai juca anul ăsta la Energia. Trebuie spus de la început că a fost inițiativa managementului clubului și nu inițiativa antrenorilor. La Energia va sosi acum un muntenegrean care a jucat ultimele 3 sezoane la Pitești. Darko Vujačić are 1,99 m, dar nu e un jucător de profilul lui Singleton. Darko Vujačić este jucătorul despre care este vorba. Toată lumea știe, a jucat anul trecut la Pitești, un jucător experimentat, un shooter foarte bun de afară. Dumnealui speră ca prin evoluția lui să ajute foarte mult jucători de afară și nu numai. Toată lumea știe, avem probleme în lucrări de pe semicerc. Energia debutează sâmbătă în campionat pe teren propriu cu Sibiu.